chiar dacă nu a fost preferata mea, Cristina, acum îmi place enorm de mult, pentru că s-a schimbat Andrei. Tu ai observat, da? Că s-a schimbat. Deci este gospodina. Deci mi-a plăcut. N-avea pentru cine? Copil? N-avea pentru cine? Păi, sigur că da, în afară de Constantina, toată lumea îmi place, chiar și Raymond, așa, cu stilul lui care îl are direct. Chiar e un băiat sufletit și voi ați observat lucrul ăsta, da? Oana a fost votată de toți susținătorii de data asta și din cauza asta e și pe locul lui. Să nu mai există discuții, că a fost votată de susținătorii lui Andrei sau de alți susținători. Așa și să se liniștită toată lumea, că nu s-au băgat toți bani, că mai avem destui de băgat. Chiar dacă este cina din casă acum, nu neapărat va pleca cineva din cuplu. Nu este o regulă. Alin, spuneți. Eu nu știu, de fapt, tu ce mai urmărești în competiția asta, că bănuțe ai spus mai mult. Nu, bănuțe am, bănuțe am doar 10.000 de lei, 100 de milioane. Și mamita ta? Păi mama are 100, eu n-am nimic. Mama. Tu n-ai nimic? Nu, nimeni nu are nimic decât mama, Oana și Mariana, 100 de milioane, atât. Nimeni n-are nimic. Ce se vor strânge în marea finală? Că eu țin minte că tu ne promiteai din februarie că o să-ți ceri ieșirea, că eu cred că ai luat ceva bănuț, de ce nu l-ai luat cuplurile să ajungă în finală. Să fie eliminat măcar cineva din cuplu care nu are bani. Eu am înțeles, dacă aș fi avut un cuplu și eu aș nominaliza pe cei singuri, dar aș vrea să fiu și eu înțeles, da? Să fii înțeles că ce? Că stai în pat și strigi în patul toată ziua și tu și Gina? Am înțeles, sunteți contra Alin și Laura. Vă mulțumim din suflet, pentru telefon, să rămână, dorim alt telefon. Dar nu se obligă să ascultă telefonul, nu ce? E ultima mea ieșire la DJ. Alin? Da, spuneți. Bună, așa e o întrebare. În ianuarie știi ce ai zis? Că o să te ceri acasă, da. Că nu o să-ți pierzi timpul. Da. Până în august. Da. Și atunci, acum, de ce rămâi? Sunt vreo 8 concurenți care și-au cerut eliminare la un dat și au revenit. Eu de ce nu aș fi revenit? Pentru bani, am spus. Am spus din februarie că rămân doar pentru bani. Iar la Gina Facebook, ca seara, a zis că ar renunța la orice, deci a renunțat și la mașină. Ea ar prefera să rămână. Păi să-mi dea mie mașina și ies eu. Până în finală, fără să câștige nimic, pentru că asta e dorința ei cea mai mare. Atunci o să-i spun să treacă mașina pe numele meu. Dinainte. Exact. Mai mult ca sigur, Gina nu va ieși săptămâna aceasta. Și există posibilitatea ca nici tu să nu... Ca tu să fii în tablou final și poate dă Dumnezeu... Se prea poate. Să ieși și cei 10.000 de lei și... Și încă 10 și încă 10 și vedem, vom număra în septembrie. Dumnezeu înainte, Alin.